sau nu sunt. Vreau să-i faci tot ce pui sau smerenie. Peste acest fundal care este atent la realitate se ajungă aceste fragmente materiale. Portretele după artiști al Mării Vale, în care faci și din care faci. Și domnul este coleg de-al nostru de la Timișoara. Decupate. Să intre în fotogramele tale. Și... M-am fotografiat deja de sub. Da? Unde este acolo? Acum am căutat un disc să vi-l aduc pentru o expoziție de la expoziția noastră. Dar nu l-am scris pe bandă, pe disc, pe CD. În lucrurile astea și să fac niște inserții pe zidurile Bucureștiului. Și din ce mate? Tot... Dacă aș găsi sponsor, aș prefera pe faianță. Culege urme concrete impregnate în materialitatea unor locuri. București ar putea, dacă am avea niște primari din astea care puteau. Bucăți de bitum care poartă urmele unor pași. Le-am adunat de 5 ani de vin. Că băteau spațiul intrasea. Sau mereu unor echipuri. Suntem aici la Bucăție Special, la Galeria Senso, unde Spatiul Das Art vă invită la revenzași care au existat de pictură și ceramică pe urmele realității. Avem o invitată de urmare din Germania, artista Renata Christin, care în același timp este și președinta Federației Artistelor din Germania. Ne avem acum aici cu noi pe anfitrioana Galeriei Senso, doamna Anca Vlad, căreia îi dă în acest moment cuvântul cu emisiunea domniei sale. Vă mulțumesc! Haideți să peisaje concrete. Există apoi un alt univers care ușor se referă la cultură. Trimite camioanele după operele de artă, se ocupă de documente și vreau să vă spun că nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil dacă nu ar fi existat voința și forța de caracter a președintei asociației de oameni, dar care în rândul său nu este decât o piesă pentru joc pe care le coloritul, pentru că această expoziție înscrie Galeria Senso în circuitul artistic european. Deci la noi vine Europa mai repede de timp, multă luni, 8 luni, după cum vedeți. Ceea ce sunt optimistă. Am stat de vorbă cu Renate Cristin, pe care am cunoscut-o anul trecut, în septembrie. Ea a participat atunci la tabăra de creație organizată de Asociația Femeilor Creatoare în Arte Plastică, o tabără internațională, care a avut ca rezultat o minunată expoziție a 13 artiste. Toate celelalte conoțanții, îndrăgostit de Marea Neagră, s-a îndrăgostit de peisajele românești. Eu sunt un amator de artă. Pot să vă spun că este o conversație deosebit de plăcută cu artista Renate Cristin și în legătură cu operele ei de artă. Este atât de firească, care trăiește sinceră și de caldă, încât chiar dacă ai rezerve, poate față de formă, colorit, nu fiecare este subiectiv în aprecierea artei. Atunci când Renata îți traduce, îți dai seama că așa trebuia să fie lucrarea și nu altfel. Aceea este o lucrare cu negru, pentru că în ziua aceea și la ora aceea era tristă. Și aceste lucrări care vorbesc pe Renate, ce pictezi? Și ea spune, mă și mai angajat despre timp, văd lucruri, despre le absorb între, timp, între formă și timp, și apoi le pun pe pânză și de acolo începe o poveste. Și timp. Aceasta este Renate Cristin. Mulțumesc! Citând foarte des acele mulțumim, doamna Ianca Vlad, și acum, cu permisia dumneavoastră, îi dau cuvântul doamnei Renate Cristin din Germania, președinta Federației Artistelor din Germania. There's almost nothing to add. Ms. Anka Fled already has told you about my works, and I like the way she has done it. It's really like this. I go outside
and take things around you to glue them on the paper, on the canvas, and to make my own stories. Într-adevăr, iese afară, adună idei, indicii și le transpune pe pânză. And it's like a diary, and you can see exactly what to, I want to tell you. But you are Mrs. Anca Vlad, I already did it. But I, because I'm here, it has to do with something with Rudica Xenia Constantin. I met her the first time for about 3 years now, and she is the one. I have seen the galleries. I have realized that you already have taught. I have been here by the first time workshop last September, and she saw my work astonished to find you. Bucharest, such a wonderful gallery. I could find someone who likes art. Mrs. Vlad, it's far away from my hometown, exhibition to find someone like you here. So it's, thank you, dear Rodica. So thank you for everything. Vă mulțumesc aduse doamnei Anca Calat, de aș dori să mulțumesc de asemenea doamnei Rodica Constantin și doamnei Anca Calat de la Constanța și Rodica cea care i-a fost în spatele then I have got a wonderful catalog and it's prepared by Bogdana Contraș. Thank you, therefore, it's wonderful. În legătură cu existența acestei galerii atât de frumoase la noi în țară. I'm an artist. The last Bogdana Contraș is a I have learned a lot of course, Alexandra, Mrs. Alexandra Titu, about for the wonderful text and for the speech. I had a lot today of intelligent questions to scris. Tatiana, she is the one who has prepared extind experiența, am învățat foarte multe despre televiziune, interviuri, am avut cele care am fost pe la TV. Tatiana, a wonderful and interesting experience for me. And then Romulus, Nuciu, I always say the wrong name. Sunt dumneavoastră și dumneavoastră, dragi spectatori. Vă așteptăm aici, la expoziție minunată, 14 mai. Numărul 14. Desigur, doamna Emanuela Regulescu, pentru această emisiune. And Mirela Boreanu. Mirela Boreanu? Yeah. For Tonica Show. Yeah, it was so wonderful. It was a big experience for me. And then Diaconu, because he gave me so much interesting questions. It has caused me two nights without any sleep. Și domnul Dan Diaconu, care a pregătit un set de întrebări interesante încât a trebuit să petreacă două nopți fără să doarmă. I have learned so much and I can see a lot of things much clearer now than before. Am învățat atât de multe încât pot să văd lucrurile mai clar decât înainte. Vă mulțumesc! După secolul expresionismul abstract. And may I say thank you to you, ladies and gentlemen, for coming to another message, to the opening. I think it's a sign that I can see you are interested in me, and maybe a little bit also in me. Thank you for coming. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru că ați venit la vernisaj și că vă stați interesat în artă, cât și în persoană. Nu mai este dogmatic ca în cazul primului modernist. Expoziția e deschisă, și lasă loc să mergeți și la etaj, unde ne așteaptă sigur de transparență, lucrări minunate și de asemenea un pahar de suc accentuată sau mai difuză. Dar vreau să spun ceva, nici cei care Beate Cristin se află într-o relație, adică una este Sandra, care spune niște lucruri și care spune de pe poziția expertului. Primește informațiile ei, dar într-un mod selectiv, când am văzut că deja există experiența în care artistul a încetat să mai fie doar un constructor al reprezentării, ci este cel care selectează fragmentele de la o realitate în care regăsim și atenția la copii.
la mașină. Lucrați acolo până sâmbătă? Prin la televizor. Noi trebuie să trăim cineva de zilnic. Dar ce nu te pune să vorbești? Nu sunt Cristo. Nu, domnule, faci-o? Îmi place. Păi, ții minte. Nu, că vreau să o am așa. București vesel. A, bun, îmi place. București vesel. Mai este cimitirul vesel. Da. Băiatul ăsta, uitați ce bine duce cu albastru ăla din spate. Ne-am mai pomenit. Profunzime culturală, da, da, da. Nu, și cu roșu. Actualitatea da, da. Culturală pe care se bazează... M-am învățat să am un spire din asta când văd... Ea își construiește un jurnal. Un jurnal care, sigur, adună aceste, pe urmele curentului acumulărilor, adună aceste fragmente de realitate. Dar care are ca structura paginii, ca ecran pe care toate aceste elemente se așează, pictura sa, care este o pictură expresionist-abstractă, dar o abstracție care păstrează încă sau prefigurează realitatea vizibilă a lumii. Regăsim în petele sale de culoare urme de siluetă. Sunt